am revenit de la Junior 1 și săptămâna asta ne-am antrenat chiar foarte bine și atmosferă foarte bună. Da, ne așteaptă un turneu greu, dar am încredere în echipă și consider că ne putem bate cu toată lumea și clar ne batem pentru medalia de aur, asta e clar. CSM București, am auzit și Târgu Mureș au echipă destul de bună și Baia Mare. Sunt multe echipe foarte bune în turneu. Este un turneu final foarte puternic, avem niște oponenți foarte buni. Sperăm să fie bine, să câștigăm medalia de aur. Sincer, nu mai am chiar așa mari emoții, din cauza că am fost și la J1 la turneu final. Înainte aveam, că nu prea aveam așa de multe minute jucate. Acum, de o vreme, de când am fost la lotul național, am prins minute și nu prea mai am așa mari emoții. Cunoaștem echipele cât de cât. Sunt colegi de-a noștri de la lotul național. CSM București o să fie mai puternici, Târgu Mureș, Baia Mare, Timișoara nu prea știm așa de bine, dar ne descurcăm. Este o atmosferă foarte bună, trebuie să fim foarte concentrați pentru turneul final și să meargă cât mai bine joc. Ne-am mai întâlnit anul trecut cu Ploiești și am bătut destul de tare și cu CSM București, care sperăm să ajungem în finală cu ei. Noi sperăm să avem o șansă la această medalie pentru că este foarte importantă pentru noi. Băieții de la Junior 1 au arătat că sunt o forță în handbalul românesc și sperăm să arătăm și noi același lucru. CSM-ul este singura echipă despre care știm mult mai multe. Am jucat în fiecare an cu ei finala, sunt o echipă foarte puternică. Târgu Mureșea este o echipă foarte puternică cu niște atacanți foarte buni. Și de Vasluiul, care are o echipă destul de bună și sperăm să fie la fel de sus ca noi și să aibă un rezultat destul de bun și în rest cam nimic.